Așa că o zi bună și câte mai multe vise frumoase. Dați că vă spun, este un adevăr foarte mare. Este o mafie foarte mare în România aceasta. Mă scuzați că vă spun. Sistemul ăsta mafiot este foarte grav. Impertinent, grav. Dar organizat, cum credeți că e? Pe toate nivelele, foarte... Nu se mai, de ce să mai comentez? Eu că am comentat. Da, comentat da, da. Nu, vreau, m-a interesat eu ce să mai noastră. Spun. E foarte grav. Nu am urmări cum metri. Dar ce părere ai tu? E corupt, mă, toată lumea. Ia uși, e corupt lumea aici și nu are omul, eu lăsă, las întrebarea care ne-a spus dumneavoastră și trec la subiectul meu. Corect. Nu avem unde să lucrăm. Am fost un judecat cu fostul primar, se auzea pe poliția. Da, și când a fost că am părut și multul, uite, vine poliția. Da, da. Corupție, șmecherii, bani, șarlatani. Nu vedeți că țara este vândută? De ce este vândută? Pentru că de ce trebuie să importăm noi cereale din altă țară, că noi avem pământurile noastre? Multe, multe pământuri sunt necultivate. De ce sunt necultivate? Pentru că țăranul nu îmi convine să dea bani pe benzină, pe motorină, cât... Că nu are bani. Oare, și acum spune că pământurile care sunt nelucrate nu se mai dă bani, subvenție. Nu, no, mai avem tata, eu am 71 de ani, măi, tata. Eu vreau să-mi fac un coștuc în rate. Nu trebuie să le zici, nu corect. Trebuie să furați sau să-mi dați să cap. Fur, să dau în cap, pentru corect. Că nu sunt în stare pentru așa ceva. Eu... A venit una cu copil, a vrut să-mi bage forța pe cap, din cauza că zice că sunt omul dracului, omul legii, omul... Acum sunt curații, toate nenorociri, tot. Am dovezi, am alte care toate... Da, înțeles. Orice. Orice ne se pune pe tavă, noi înghițim. Azi că sunteți optimist, de ce sunteți optimist? Optimist în sensul că mănânc ce se găsește. Eu zic că acum PDL-ul ăsta ar face ce ar face săraci. Dar cine credeți că este? Da, nu-i lasă partidele alea. Deci credeți noastră că ei ar vrea și nu-i lasă cineva? Da, nu poate. Orice ar face ei și orice ar încerca ei, ei îl înții ca câinii pe ei. Am zis asta din cauza că parlamentele astea, eu știu. A, și acolo credeți că e o problemă. Păi ei să râde, ei să... Da, mănâncă și informă să fac. Face ca, eu știu, o face acolo. Deci, să joacă, da, mănâncă și mă tot ei să ceartă, să pacă. Și asta e problema. Și ce? Nu. Ei trebuie, care explicația? Nu. Trebuie legea vreo să facă meseria. Am înțeles. Meseria trebuie să facă... Să nu mai se facă oamenii legi. Problema este că... Spune-ți. Ar fi bine să se facă legile astea, să fie mai bune, așa mai... Adică? Păi să dea... Să nu mai dărâme fabricile. Că a dărâmat fabricile după timpul... Din 89, au dărâmat fabrici multe. Și au zis cum făcea el și dărâma el, dar săracul dărâma că trebuia să facă blocuri, nu? Dar în cealaltă fărâmă... A fărâmat fabricile. Care omul n-are să mai lucreze. Uite, acum se aude că minerii, la fel, nu știu câți mineri rămâne disponibili. A vorbit Ionel Puia, de la Urlăț. Verde.